Da, tocmai ni s-a smuls ăsta de aici, am văzut în umbra mașinii. Neața, suntem pregătiți să plecăm la Piatra Neamț, la Tare ca Piatra. După cum se observă, plecăm cu 4 biciclete. În caz că se strică bicicletele de downhill, mai avem un BMX și o bicicletă de trial cu care să ne dăm pe traseu. Gata, suntem pregătiți. Trebuie să precizez că acest trip a fost sponsorizat de Racing Bike Shop din Arad. Au piese foarte faine și biciclete la fel. Dacă vreți, intrați acolo la ei pe site și alegeți-vă ce vă place. Andrei, ar trebui să apar și tu în vlogul ăsta, de fapt. Tu ești tânăra speranță pentru plecarea asta. Așa ar trebui să fie. Încă nu știu. N-am fost acolo niciodată și abia aștept. O să zic după aia care sunt speranțele după ce o să vă traseu. Prima dată în Moldova, deci? Da. Prima dată în Moldova. Hai să vedem ce iese. Uitasem cum e traficul în București. Mai un pic, mai un pic. Și am intrat pe autostradă. Da, tocmai ni s-a smuls ăsta de aici. Am văzut în umbra mașinii. Trebuie să fac rost de un imbus acum și să strângem chestia aia la loc. Mamă, imbusurile aici, uite-le aici. Deci așa ceva nu s-a întâmplat niciodată. Când m-am uitat pe geam, roata de fața bicicletei era ridicată ca și cum ar fi făcut un manual. A făcut bicicleta manual pe mașină. Dar da, e incredibil. E pur și simplu incredibil. Am plecat de 4 ore și 45 de minute și încă mai avem vreo 130 de km și am impresia că nu o să mai ajungem niciodată. Băi, am ajuns oricum. Și a fost un drum foarte lung. GPS-ul ne-a promis că ajungem în 5 ore și am ajuns aproape în 7. E suficient pentru acum. Mergem acasă, ne cazăm, ne scoatem bicicletele de oraș, BMX-ul și trialul și ieșim la o plimbare. Ce zici, mă? Cum e? La Piatra Neamț? Adrenalina în sânge. Ia să vedem. Se vede prin vene? Nu se vede încă. Dar e acolo. E puternic. Wow. Ne arăți o schemă, domnul Dragoș? Vă arăt o schemă, dar la bordura asta e bani. Yeah. E ce de tras? Uite, bordura asta e destul de mare pentru vârsta mea. E mai mare decât roata. Oricum nu e așa mare. Nu e atât de mare, de fapt, nu. Scările alea cred că-s mai... Ba... Are 24 de inci, fix. Da. Ce repede ai calculat. Yeah! Nice! Era să muți limba. Frumos. Da, coborârea a fost... Da. Mizer. Bine. Foarte aproape, n-am văzut. Deci chiar a făcut-o mai devreme, dar acum pe cameră nu-i mai iese, ca de obicei. Oh, clean. Și-a vrut un combo, și-a dorit din tot sufletul, dar n-a ieșit. Mai dă-l o dată. Bine, mă. Ei. Ia zi, Andreiule, ce vrei să faci?
Tot 24 de inci. Înălțimea. Cu doamna ce faci? Nu știu, știi că n-am rușine. Vine Răzvan! Și eu zare peste mine. Vrei să fii pe lângă dânsa? Oh. Bine, mă! Mamă, Andrei după o zi de dat cu bicicleta prin Piatra Neamț, flămând, mort. Ia uite-l. Un trick 2000 de calorii mi-a luat. Mamă. Acum bag 50.000 direct. Mamă, zi-mi și mie tricurile alea. 2000 de calorii, că vreau să le știu. Este 8 dimineața și Andrei e în picioare, e o minune, practic. Dar iată că se mai întâmplă și minuni. Ne-am parcat bicicletele aici în casă frumos, în hol. În holul ăsta fancy. Și mergem să mâncăm, să luăm micul dejun. Iată-l și pe campion, Aaron Gwynn. Ce faci, rămâi afară? Ziua a 3, prima tură, oficială. Horror. Stăm aici la un road gap, care este destul de mare. Și așteptăm să vedem dacă îl dă cineva. Cum e, Andrei? Ce? Îi dai? Coada. A venit căluțul la concurs, azi mai mulți. O, au rupt banda. Ziua numărul 4, ziua concursului. Am venit la o secundă. Am venit aici la McDonald's, cum venim în fiecare dimineață, să mâncăm niște ou cu pâine. Cu plastic. Cu plastic, o omletă de plastic, da, și cu un fel de pește cartof. Ce era ieri chestia aia, nu știm ce. Andrei e pregătit pentru ziua de azi, spune. Uitați-l. Avem două ture, antrenamente și apoi calificări și concurs. Nu, final.
Oh. Dă-i! Finala la fete! Wow! Ce zici, Andrei? E bun, e curat. Cum ai căzut? Bicicleta. Ah, ok. Vin ultimii, acum îi așteptăm, suntem la zona de finish. Au fost niște jump-uri spectaculoase aici, da. Și niște landing-uri, nu mai zic. S-a aterizat și în plat, s-a aterizat în toate pozițiile. Eu am vrut să ridic roata de față. Vine. Oh, vine cineva. Piatra Neam, ziua 5-a, suntem osteniți după tot concursul ăsta nebun. Ne-am distrat de... ne-am spart zilele astea. Ne-am dat de toți banii. Ne-am dat de toți banii. Ne-am dat de toate pietrele. A fost fain. Și acum pornim spre București. Bicicletele sunt încărcate. Și cam asta a fost deci la Piatra Neam. Andrei, hai să facem un outro. Aici e camera. Da, da. Le mulțumim din nou oamenilor că urmăresc cel mai nepopular vlog din România. Exact. Noi suntem aia care îl fac. Dar totuși, să știți că facem ceva. Da. Exact. Avem un segment foarte mic care ne apreciază, dar asta ne bucură de fapt cel mai mult. Pentru voi facem asta. Și pentru noi. Da, ne auzim cât de curând. Ciao. Ciao.